Salutare, dragi prieteni ai naturii și ai lucrurilor bio. Prin pădure, 25 decembrie, ziua de Crăciun, am ieșit un pic după o masă copioasă și am găsit câteva tipuri de ciuperci de iarnă, printre care și această specie care are niște proprietăți deosebite, Flamulina velutipes, este o ciupercă deosebită, arată ca ghebele, chiar se numește și ghebă de toamnă sau iarnă, nu mai țin exact minte. Se poate încurca foarte ușor cu o altă specie care are aceeași forma polăriuței, numai că se deosebesc prin lamele și piciorușul care este catifelat la cealaltă specie toxică. Lamelele sunt ruginii, închise la culoare, acestea sunt galbene. Iar piciorușul e un pic cu aspect catifelat în jos. La cele tinere apare această culoare de catifea și formă doar aici la bază. Niște ciuperci extraordinare cu proprietăți anticancerigene și ajută și sistemul nervos foarte mult. Pentru o zi de 25 decembrie este deosebit să mai găsim încă ciupercuțe bune de consum. Bio, direct din pădure. Este minunat afară, chiar dacă nu avem zăpadă, beneficiem de alte lucruri frumoase și bune. Cum ar fi aceste ciupercuțe pălăriuța se lipește și acesta este o metodă de identificare că sunt cele comestibile. Este foarte, foarte lipicioasă. Și după cum v-am zis, ele seamănă un pic cu ghebele. După cum v-am zis, sunt formidabil de bune în lupta cu cancerul. Cu tumorile canceroase. Așa că dacă o întâlniți și o și recunoașteți neapărat să vă documentați bine înainte după cum știți ciupercile pe care nu le cunoaște sunt otrăvitoare așa că e mai bine să le lăsați acolo unde sunt dacă nu le cunoașteți și nu sunteți sigur 100% metoda cea mai sigură de identificare a acestor ciuperci este amprenta de spori se dă jos acest picioruș și se pune pentru 8-10 ore pe o coală de hârtie și dacă sporii sunt albi, este comestibilă. Dacă e cealaltă ciupercă otrăvitoare, sporii vor fi uh, bruni, închiși la culoare spre negru.